Bine v-am găsit la interviurile de CNews. Sunt Val Vâlcu, discut cu Mario Demețo, PNL, vicepreședinte al unui sector, așa cam cât un oraș mai măricel din România. Domnule Demețo, ce se întâmplă în lumea politică? În lumea reală, război, prețuri, ce se aude pe scena politică, în culise, să spunem așa? Da. Se pregătesc schimbări? În lumea politică încercăm să gestionăm diferitele crize care au venit și peste România inevitabil și au venit în valuri și s-au și suprapus. A fost criza sanitară, criza energetică, avem o criză economică pe care încercăm să o ținem cât mai sub control, criza refugiaților din Ucraina. Toate aceste lucruri au solicitat foarte mult țara și politicienii. Avem în coaliție, cum știți, uneori ne înțelegem, uneori negociem mai repede, alteori negociem mai mult. Sunt puncte de vedere diferite pe unele aspecte. Și este normal să fie așa, pentru că coaliția aceasta s-a născut din dorința de a rezolva anumite crize pe care le anticipam sau pe care le aveam, însă PNL și PSD sunt două partide cu doctrine și abordări și priorități diferite, în timp ce, fără să spun prin asta că la un anumit partid prioritățile celuilalt nu există, adică PSD-ul vrea să crească pensiile, asta nu înseamnă că PNL-ul nu vrea, dar PNL-ul se uită la creșterea pensiilor prin investițiile în economie și în antreprenoriat, de exemplu, ceea ce va duce într-un termen 3, 5, 7 ani la o creștere sustenabilă a pensiilor. PSD-ul zice, domne, hai să mărim pensiile acum, că vârstnicii noștri nu au timp să aștepte 7 ani de zile până când se măresc pensiile organic. Amândouă partidele au dreptate. Și PSD-ul are dreptate în felul în care spune și PNL-ul are dreptate în felul în care spune. Abordările doar sunt diferite. Și atunci încercăm la fiecare dintre aceste subiecte, asta a fost doar un exemplu, dar încercăm la fiecare dintre aceste teme să găsim calea în care fiecare dintre partide să lase puțin de la el și să înțeleagă și punctul de vedere al celuilalt și să găsim o cale a compromisului. În criza refugiaților, să spunem că este sub control, s-a mobilizat societatea civilă, mă rog, românii în sine, autoritățile sunt bine așezate, coordonate. Am vizitat Vama Isaccea, avem semnale și de la Siret, se face triaj, sunt condiții pentru cei care așteaptă acolo, mai ales în partea ucraineană, de la generatoare de curent la spitale mobile, corturi sanitare, corturi încălzite, că e iarnă, până și bancomate am văzut, da, au fost amplasate în zona respectivă. Nu mai vorbim de efortul celor care se implică benevoli, voluntari. A fost o reacție foarte bună a țării și e firesc cumva ca oamenii, societatea civilă, să reacționeze mai repede decât instituțiile statului. Este firesc pentru că omul poate să reacționeze acum, în secunda asta. Noi doi, dacă decidem acum că vrem să facem un lucru, ne ridicăm, mergem și îl facem. Statul are o reacție instituționalizată cumva, adică trebuie să urmeze niște documente, niște un șir de procese, de proceduri. Deci e firesc să fie un decalaj între reacția imediată a societății civile și a oamenilor și reacția statului. Însă și statul, din punctul meu de vedere, a reacționat destul de bine și destul de repede în această relație cu Ucraina și felul în care oamenii sunt primiți din Ucraina în România, sunt gestionați. Eu am lucrat, am văzut cum funcționează fluxul acesta, funcționează foarte bine. Foarte mulți cetățeni din Ucraina nu vor să rămână în România, adică sunt în România în tranzit și pleacă spre Europa de vest, Germania, Franța, în mod deosebit, dar și românii au reacționat foarte bine și s-au mobilizat. A fost o solidaritate cu vecinii noștri ucraineni. Acum, dacă ai observat în discursul public, a fost o anumită
parte a politicii din România, care a încercat un discurs, la începutul războiului, 2 săptămâni, a încercat un discurs ușor rusofil, dar nu luându-i partea lui Putin, ci accentuând pe partea, dacă vrei, ultranaționalistă a noastră. Partidul respectiv a scăzut foarte mult în sondaj, ceea ce pe mine mi s-a părut interesant și cumva m-a bucurat. Pentru că mie mi-a demonstrat asta că și oamenii care au votat acel partid sau care erau susținătorii acelui partid încă discern între manipulare și lucrurile reale pe care oamenii le spun. Și după ce a scăzut în sondaj partidul respectiv, și a renunțat la discursul acesta de vreo săptămână, a renunțat cu totul la discursul acesta și l-a schimbat calibrându-și la realitatea din jurul nostru. Adică s-a văzut clar că românii majoritar și covârșitori sunt pro-Ucraina. Toate discursurile și sunt împotriva Rusiei. Noi nu vrem cu rușii. Adică hai să fim serioși, după ce am stat 45 de ani sub influența rușilor, românii au o fobie de ruși. Hai să ne ducem aminte, după al doilea război mondial, bunicii noștri așteptau americanii să vină. După 89, noi am așteptat americanii să vină. Noi ne-am dorit cu americanii și cu vestul tot timpul. Rușii n-am avut încotro. Am fost aruncați în brațele lor. Asta e încă o dovadă că partidul respectiv și, pot să-i spun, aur, e populism, se dă după cum bate vântul, speculează orice, că n-are convingeri ferme faptul că își schimbă discursul de la o săptămână la alta. Spune multe și lumea are memorie, dar din păcate el este folosit de public ca un mesaj de avertizare, ca un vot de răzbunare, un vot negativ. E un mijloc de sancțiune și al celor aflați la guvernare. Și aici e un mare pericol, pentru că partidele serioase, tradiționale, sunt împreună la putere. Deci în cazul în care această guvernare, coaliția, dă greș, nu știu, nu reușește pe plan economic, nu, cum și vedem, nu funcționează proiectele de infrastructură, inflația a anulat beneficiile sociale, le-ar făcut ca și cum n-ar fi, prețurile cresc de la un capăt la altul. Când va fi sancționată puterea de azi, guvernarea, mergând pe ideea asta, cu ce ne trezim? Există, cred eu, două categorii de votanți. Adică aveai PNL-ul la putere, PSD în opoziție. Sau invers. Și creștea celălalt, creștea cel din opoziție. În momentul de față sunt împreună. Nu e o situație similară anului 2012, când economia mergea bine, era pace, creștere economică. Dimpotrivă. Există, Val Vâlcu, cred că există două categorii de votanți care vor vota în funcție de anumite principii, nu de anumite partide. Cei naționaliști, și aici îi pun pe cei naționaliști, de la naționaliști moderați până la ultranaționaliști, care sunt votanții, dacă vrei, ai lui Vadim Tudor și care au rămas fără un idol după ce s-a dus Vadim. A fost Dan Diaconescu, a plecat Dan Diaconescu, n-a mai fost cineva care să umple acel gol. Și mai sunt cei antisistem, care vor vota antisistem. Dom'le, PNL-ul și PSD-ul sunt la guvernare de 30 de ani, dă-i la o parte să-i mai vedem și pe alții, care au votat cu USR-ul și care acum asociază USR-ul cu un partid sistem, pentru că a devenit parte din sistemul USR-ul. Și e posibil să apară un al treilea... E posibil să vină un alt partid, pentru că și Aurul acum are discursul acesta naționalist, nu a fost încă la guvernare, dar nici nu s-a mișcat atât de bine în opoziție. Nu propune nimic. Exact. Opoziția a fost mai mult la nivel vocal decât la nivel legislativ efectiv. Și atunci e posibil să fie un loc gol pe care un partid nou, dacă vine cu un discurs naționalist corect, care să nu fie neapărat ultranaționalist, dar să fie un discurs care să pună preț pe valorile și antisistem, poate să vină liniștit la un 7%, cred eu, cu o campanie corect făcută. PNL și PSD, dacă vorbim despre ele fiind la guvernare, au o condamnare.
să facă țara să meargă bine. Este condamnarea lor să treacă peste ambiții, să treacă peste orgolii, să treacă peste diferențe și să lucreze, să, pentru că ai punctat foarte bine, dacă la sfârșitul guvernării țara nu va merge bine, oamenii vor sancționa, cred eu, ambele partide. Eu cred că la sfârșitul războiului, nu la sfârșitul guvernării. Adică acum, hai să spui, nu e o situație, o conjunctură în care să mai ai și proteste, mișcări de stradă, nu ar fi bine. Dar lumea nu mai are răbdare. Promisiuni că vom face autostrăzi, că am făcut studiu de fezabilitate, că uite, planul e gata, că s-a încheiat contractul cu nu știu cine, fanfară la centura Bucureștiului când a turnat prima linguriță de beton și lucrările sunt și azi... Sunt în jurul acelei lingurițe. Oamenilor da. Nu le pasă cine face. Oamenii vor să se facă. Oamenii vor să meargă la spital și să fie tratați decent în spital, să nu mai fie gândaci, să nu mai fie șobolani, să fie mâncare, să fie spitale decente. Vor să meargă pe autostradă de la Constanța până la Arad, să meargă pe autostradă sau de la, nu știu, de la Giurgiu până la Suceava, până la Rădăuți. Să meargă pe autostradă. Asta vor oamenii. Bun, și numai asta vor... un mit, adică au fost împinși, vrem autostradă. Eu vreau să ajung în 3 ore până la Iași. Nu mă interesează că e drum expres, că e autostradă, că se repară calea ferată și merg 150 la oră, cât este viteza cea mai mică în Europa, cumva să ajung, ar trebui să-mi propun, de fapt, un interval de timp, nu un mijloc prin care să ajung. Păi da, dar intervalul astfel de timp este direct proporțional cu mijlocul, pentru că la drumul expres ai voie să mergi cu 110 maximum de kilometri la oră, pe autostradă ai voie să mergi cu 130 și atunci dacă îți propui un timp, domne, vreau 2 ore jumate, mă uit ce am, pot să am în 2 ore jumate, pot să am doar cu autostradă și atunci fac, sau cum zici tu, cu linie ferată, dar așa poți, dacă vrei timp, zboară. Că ai București, Iași și ajungi în 30 de minute. Sunt costurile de mediu, da. Sunt riscurile... Nu, exact, nu asta pune, nu așa se pune problema, că sigur, trenul poate să fie o alternativă, dar eu dacă vreau să ajung cu mașina, că eu de la Iași vreau să trec în Ucraina, sau de la Arad vreau să trec în Ungaria și apoi să mă duc în Italia, nu mă obligi să merg. Am fost tot timpul în urmă, în defazaj. Da. Apare car sharing-ul, lumea ia trenul, duce la Suceava, la Suceava închiriază mașina asta cu electrică folosind un cod QR. Deci, mă rog, o să ne păcălim ca de fiecare dată, dar până una alta nu avem nimic din aceste soluții, doar promisiuni, doar studii de fezabilitate plătite cu bani grei. Chiar am arătat cum, care e tehnologia, că ține câte 5 ani, bat pasul pe loc, să contestă, se aranjează, după care studiul de fezabilitate expiră și trebuie făcut altul. Alți bani, altă distracție. Bun, revenind la situația din Ucraina și mai ales la situația, de fapt, din vămile românești, exercițiul ăsta pe care nu ni l-am dorit, deci vorbesc de ce fac autoritățile, organizare, puncte de triaj, corturi, spitale mobile, ei, va fi extrem de util în cazul unui, Doamne ferește, cu tremur, unui accident tehnologic sau da, ce știu eu, ce nenorocire ne mai poate lovi. Deci e că spui că se mobilizează greu, statul durează până se... Uite, ai modelul. La următoarea criză ar trebui să fie da, în minute. Ai modelul, ai verificat, ai făcut procedurile, ar trebui să rămână în conservare, să spunem, doar să-i da, lași cheia în contact. Da, e foarte interesant ce spui. Ți-aduce aminte în 2016-17, dacă nu greșesc, a făcut un exercițiu de ce s-ar întâmpla în cazul unui cutremur de nu știu câte grade. Și totul a fost blocat în București. Ambulanțele n-au putut să treacă. A fost un blocaj. A fost, din punctul meu de vedere, atunci a fost un eșec total. Tu știi că din 2012 scrie treaba asta. Da. Acum, uite, într-o situație reală,
într-o situație reală, instituțiile și oamenii au reacționat mult mai bine și cu totul altfel. Drept care, poate că o concluzie este că, Doamne ferește, să nu fie nevoie, dar într-o situație reală, totuși instituțiile statului nu sunt atât de incapabile cum spunem în general despre ele că ar fi. Oamenii de asemenea se mobilizează și cred că există două lucruri care ne ajută, din nou, Doamne ferește, dar într-o situație reală de dezastru. Reacția imediată a oamenilor. Păi noi reacția imediată a oamenilor va fi să urce în mașină, să ducă la socrii și astfel se blochează București. Depinde despre ce vorbim. Dacă vorbim despre război, dacă vorbim de cutremur, nu se urcă nimeni în mașină să ducă la socrii. Dai un telefon, vezi că socrii sunt bine. Telefoanele nu vor funcționa, am văzut la niște mici cutremure din de zile noastre, iar în 7-7 asta s-a întâmplat. Erau mult mai puține mașini. Așa este, Val. Situația este un pic diferită. Nu s-a blocat traficul. Da. Doamne ferește să fie nevoie. Aici ar trebui să fie o reglementare clară, se suspendă traficul, gen starea de alertă, dar uite că la starea de alertă s-a renunțat, dar nu s-a pus altceva în loc. Nu știu, să fim pregătiți, să, probabil prin Parlament, decizii de genul ăsta. În București asta ar fi soluția, adică nu se cere cine știe ce, nu să circulă în intervalul de câteva ore. E adevărat, București e și un oraș atipic, pentru că pentru că a crescut foarte mult ca populație, iar infrastructura a rămas aceeași, adică nu vedem bulevarde extinse, noi știm cel mai bine cum este traficul în București și cum ne luptăm cu traficul. Chiar mă gândeam zilele trecute, sper să nu sune foarte cinic ce zic, dar mă gândeam, toată lumea se plânge că este 8 lei litru de combustibil. Bucureștiul se merge bară la bară. Deci, parcă toată lumea e în mașină. Deci, în ciuda, cu cât crește, parcă e un paradox, cu cât crește prețul la benzină, cu atât sunt la combustibil, cu atât sunt mai multe ceea mașini. Ceea ce nu s-a întâmplat în timpul trafic. Crizei din 2009-2010, mi-aduc aminte, atunci era traficul... Se golise orașul. Exact, liber, da. Acum, uite-te, toate mașinile au devenit foarte accesibile, cu 1.500-2.000 de euro îți cumperi o mașină. Sigur că e de 15 ani, adusă din Germania, ținută în garaj de o bătrânică, nu mai contează, cu puțin kilometri, știi că asta e mitul cumpărătorului de mașini. Dar mașinile au devenit relativ accesibile, combustibilul se pare că e în continuare, adică a crescut prețul, toată lumea se plânge, într-adevăr, doamne, prețul e 8 lei foarte mult, 8 lei combustibilul ieftin, că poate să ajungă și la 10 lei cel premium. Și cu toate astea, mergi bară la bară, mergem noi acum, ne punem în mașină, e o oră la care n-ar trebui să fie traficul atât de aglomerat, ne punem în mașină să mergem de aici la Victoriei, o să vezi că mergem bară la bară pe tot Chiselefu și până pe Calea Victoriei, până la Splai. Țin minte când s-a făcut metro în Atena, aveau problema că lumea nu și abandonase mașina, continua și au fost campanii de informare, educare, obligare la un moment dat ca să mai lase. Ei au făcut metroul pe bani europeni, ceea ce nu prea ne-a ieșit. Drumul taberei... E posibil să iasă lui Boc la Cluj să-l facă pe PNRR. Nu știu dacă pe bani europeni. Oricum, metroul trebuia să fie în 3 ani și trebuia să taie tot orașul, drumul taberei Pantelimon. A durat 10 ani au făcut un segment destul de puțin util. Oricum, să știi că pentru locuitorii din drumul taberei, metroul este... Pe ceas am calculat noi, la fel ca și cum mai mergem pipera cu mașina. Trebuie să schimbi, să cobori, să iei al metrou, să te duci în cealaltă linie, ele nu s-au intersectat la universitate așa cum ar fi fost normal. Da. Mergeai până la universitate, de unde luai metrou spre Pipera. Așa că, după cum spuneai, oamenii au umbrelă pe roți, se așează mașina când plouă, se așează mașina când sunt diferite. Asta făceam referire la 7-7, de asta ar fi condițiile diferite și, într-adevăr, Bucureștiul și eu cred că s-ar bloca cu totul. Adică dacă asta n-ar interveni... Ar trebui să abordăm problema în vreme de pace, de să liniște, zic de liniște, să se discute, să stabilească regulile, lumea să știe, dar văd că DSU s-a ocupat de politica presei, de cenzură. Am văzut și eu asta. Mie n-am înțeles. Mi s-a părut un lucru...
Că uite, ar trebui cenzurate mașinile într-un caz de da, automobile, da, într-un da. Caz de într-o situație de urgență, da, de dezastru. Da. În cazul știrilor, nu știu, cred că ar trebui să ocupe alte instituții, în primul rând, dacă ar fi să se ocupe. Poate o relație, să spunem, ținând cont că presa este un instrument democratic, e nevoie de presă. Da? Poate magazinele de pantofi online, dacă dispar, se duce lumea și își cumpără pantofi la Unirii sau de la cine știe ce mall. În schimb, dacă îți dispare presa, ai trecut și în Constituție, printre altele, că presa are... E un eu am lucrat în presă, instrument democratic. Da. Deci, presa este necesară. Doi, internetul funcționează pentru că există ziare, reviste, posturi de televiziune, în primul rând. Nu? Altfel n-ai intrat pe internet. Sigur. Adică doar să-ți iei pantofi. Și furnizorii de internet au niște venituri considerabile. Deci o taxă încasată de Ancom care să facă un buget pentru finanțarea instituțiilor media care vin, se înscriu în acest sistem, proporțional cu audiența, cu datele de trafic, cu criterii. Respecti, faci, ca la CNA. Nu? CNA-ul, statul îți oferă licența, îți dă voie. Și te reglementează. Și ca urmare te reglementează. Tu faci profituri. Nu? Aici nu este cu licență. Cine vrea, cine nu vrea și devine producător de conținut. Da. Dar trebuie să existe și un beneficiu, adică o relație de beneficiu tu și foarte bine. Eu reglementare. Eu am lucrat în presă mulți ani și voi lupta pentru libertatea presei și pentru o presă corectă, pentru o corectă. Nici nu știu ce înseamnă corect. Pentru presă dezvoltată acest în țara sistem noastră. Am înțeles că este gândit la nivel european, sistemul acesta. Bine, la noi sigur o să iasă activiștii, propagandiștii, presa care are venituri din surse ascunse. Când nu, dar când nu ai reglementat, vezi, diferența e așa, la un post de televiziune eu nu mă pot duce să spun orice. Pentru că producătorul, moderatorul, i-a dat licența și l-a reglementat. Niște libertăți, i-a pus niște reguli. Eu pot acum să-mi pornesc telefonul, fac un live și mă apuc și fac o campanie. Eu v-am dat soluția. Deci instituțiile media care să-și permită să aibă mai mulți ziariști, mai mulți redactori care să poată verifica, să nu fie sub presiunea momentului. Dom'le, a dat concurența, hai să dau și eu. Nu? Să aibă timp să investigheze, să se documenteze. Dar online nu este o junglă în momentul de față, în care este o mare dezgomot, în care fiecare alege ce ascultă. Bun, în marea acest asta sistem nu e luat în calcul, ci vine cu represiunea. Dar dincolo de asta, Val, că ar trebui reglementat sau nu, să vedem cine să-l reglementeze sau cum. Sunt întrebări corecte la care trebuie să răspundem, dar din punctul meu de vedere, nu Arafat ar trebui să facă asta. Adică, iartă-mă, omul este foarte ocupat să facă multe alte lucruri. De ce să-i punem tot lui asta în cărcă când nu este competența lui și nu este experiența lui? El e foarte bun, din punctul meu de vedere, este cel mai bun pe care unul dintre cei mai buni oameni pe care noi am avea pe răspuns la dezastru. Este în toate comisiile internaționale ca reprezentant al României tot ce înseamnă răspuns la dezastru internațional. De ce să-i punem tot lui în spate și să monitorizarea fake news-ului? Și-a asumat treaba asta. N-a venit nimeni să-l oblige. Dacă ce văd pe unul cu asta? Cuțitul la gât să-l oblige, de ce ar face tot el asta? Adică hai că avem alte instituții care au experiență și care au competență în zona asta, hai să le lăsăm pe ele să se ocupe. Ideea cred că a fost că, dom'le, dacă e o situație de urgență și bombele astea mediatice lovesc tulbură echilibru într-o astfel de situație, se ocupă cei de la situații de urgență. Da.
Da? Cred că a fost împins că, aici. Știi că asta e o structură militarizată. Nu știu dacă o structură militarizată de orice fel ar trebui să intervină în relația cu presa, să pună piciorul în prag ferm. Au fost puse niște ONG-uri la înaintare, au fost băgate la înaintare niște ONG-uri. Deci unul s-a retras deja, spunând că... Unii s-au retras, da. Alții au dat o contită. Cred că a fost o capcană. Dar și ONG-urile astea, da, și ONG-urile astea, eu cred că ar trebui să aibă o acreditare. Eu de acord să fie un ONG care reglementează, de exemplu, sau care monitorizează. N-am o problemă cu asta. Dar acel ONG ar trebui să aibă o acreditare din partea statului și niște cerințe. De ce nu și universitățile, de exemplu? Pot fi universitățile. Dar indiferent cine, Val, indiferent dacă nu este o instituție a statului, română, dacă nu este o instituție a statului, indiferent cine face această monitorizare și dacă vrei control, acest control, ar trebui să aibă o acreditare și să respecte anumite condiții, inclusiv de transparență. Adică să știu de unde și are finanțarea, să știu cine este în spatele lui, cine e Consiliul de Administrație, să văd declarațiile de avere anual ale Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale. Deci să fie ca în sistemul public, pentru exact. Că altfel, că ce, exact domnule, pentru ce că... are contracte cu statul român. Bun, și e rău. Dar dacă ai contracte cu alte state? Da. Aia e bine, prin ambasade, prin microfinanțări, prin tot felul, nu știu, deci... dau 30.000 de câte un euro, 30.000 de... De asta spun, ar trebui ca oricine o face această monitorizare, da, reglementare, o donație de un euro, de 5 euro, da, de 10 să euro, să aibă niște condiții de transparență extrem de dure, la fel de dure cum sunt la stat, cum sunt la... E aceeași problemă am avut-o cu organismele de gestiune colectivă. Organismele de gestiune colectivă au Consiliul de Administrație și ei nu sunt obligați să-și publice declarațiile de avere. Și eu am zis, domne, trebuie să facem o modificare în lege, că eu vreau ca, în calitatea mea de director general adjunct la Orda, vreau ca toate consiliile directoare să-și publice declarațiile de avere. La fel cum eu îmi public anual declarația de avere, astfel încât toată lumea să vadă, domne, eu de la an la an am crescut cu 500.000 de euro în averea mea și dacă am crescut, de unde am avut banii ăștia? Vreau să văd și tu. Și răspunsul lor este așa, domne, eu nu folosesc bani publici. Iar răspunsul meu este, ba da, folosești bani publici, pentru că, ok, nu sunt bani publici în sensul strict că primești bani de la guvern, dar tu gestionezi banii unor interpreți, gestionezi bani pe care îi primești, dacă vrei, inclusiv de la televiziunea... Interpreții ar trebui, în primul rând, să fie interesați. Da, exact. Păi, și în virtutea asta, și cu atât mai mult cu cât tu ai o acreditare de la mine, stat. Deci eu, statul, vin și acreditez. Exact. Îți deleg o putere. Exact. În momentul în care eu te-am acreditat pe tine, tu capeți cumva autoritatea mea de stat și trebuie, ai, având autoritatea, domnule, trebuie să ai și responsabilitățile. Nu doar autoritatea. A fost o luptă incredibilă cu organismele de gestiune colectivă. Eu am vrut să introduc în modificările legislative această condiție. N-a trecut. N-a trecut pentru din că, punct de vedere al legislativ. Da. Pentru că lobby-ul pe care l-au făcut organismele de gestiune colectivă a fost probabil mai puternic decât dorința mea de transparență arată lor. Arată un pic și lipsa de simț civic a supușilor, ghilimele, da, a beneficiarilor. Ei trebuie în primul rând să vină și să facă lobby-ul. Nu, vreau să știu cine îmi parte mie venitul, ce venituri are. Și da și nu. Parțial ai dreptate, dar, dumne, eu sunt artist. Rolul meu pe lumea asta este să cânt. Rolul meu pe lumea asta este să joc. Rolul meu nu este să stau să văd președintele organismului de gestiune colectivă ce ar trebui sau nu ar trebui să facă. Eu am încredere că statul își face treaba el, inclusiv în relația cu el. Pentru că dacă eu atunci, sunt... Atunci vorbim de Curtea de Conturi. Și atunci... Și de Orda. Rolul acestor declarații de avere, de interese, de nu știu ce, este ca să fie supus scrutinului public. Nu pentru instituțiile statului, că instituțiile statului se duc în bancă. Statului trebuie să pună presiune astfel încât când ai un președinte, Val, eu am o problemă cu asta, știi, americanii au o vorbă, după 4 ani în aceeași slujbă, ori te promovezi, ori te dau afară. Când ai un președinte de organism de gestiune de 10 ani, de 15 ani acolo, domnule, de 20 de ani acolo, trebuie să... Bun, și care e mecanismul de alegere, de...
Păi, mecanismul de alegere este că noi dintr-o, da, exact, că dintr-o organizație, de exemplu la Credidam, dintr-o organizație cu 14.000 de membri, doamne, 14.000 de membri, alegerile se fac 150-200. Adică cât de greu mie președinte, și nu vorbesc aici de o organizație anume, Credidam sau CMRADA, sau vorbesc în general. Cât de greu mi-ar fi mie, ca președinte de organiz de gestiune colectivă, care gestionez 10 milioane de euro pe an sau 50 de milioane de euro pe an, să ating, dacă mă înțelegi, 150-200 de oameni din 14.000 care să fie mulțumiți, domne, mulțumiți de activitatea mea și să mă voteze. Și înțelegi, și așa se întâmplă. La UCMRADA, care este una, care este cea mai mare organizație de gestiune colectivă după buget, după mărimea bugetului, cred că are aproape de 50 de milioane de euro pe an pe care îi gestionează, din 11.000 de membri au votat vreo 300. Adică, digitalizarea aruncă în aer aceste structuri de putere. Ar pentru fi senzațional. Că, stai frumos, ți-ai luat GNP-ul, ți-ai luat chestia digitală, ai tastat, ai votat. Se ia în calcul. Se opun nu numai ei. Cred că e o poziție, merg toți mână în mână. Toate structurile de putere se opun transparenței digitale. Când vorbim de lupta cu corupția, lumea se gândește la Nino Nino. Vin mascații, l-au umflat pe câte unul, proces. Dumnezeu, hai să facem și un pic de prevenție. Cum ar fi aceste publicări transparente, verificări. Nu, dar dacă eu văd... Votul este o armă... Dacă tu ești președintele unui organism de gestiune colectivă și eu văd că ai avut salariu în ultimii... Salariu corect. În ultimii 10 ani ai avut salariu corect de 3.000 de euro pe lună. Și eu văd, domne, un salariu bun. Domne, hai 5.000 de euro pe lună. E un salariu bun. Și eu văd că... S-au răsărit 3 vile în... Exact. Ai o avere de 10 milioane de euro... Nu-mi pun niște întrebări? Adică, serios, când mă uit la veniturile tale într-o declarație de avere, atenție, eu îmi trec toate veniturile, inclusiv pe cele din drepturi de autor, inclusiv... Și ai avut un venit anual de 100.000 de euro. Un venit bun anual pentru un președinte de organism de gestiune colectivă. Dom'le, dar dacă văd că averea ta e de 10 milioane de euro, nu-mi pun niște întrebări? De unde ai făcut banii ăia? Nu vine cineva și te întreabă, dom'le, cum ai făcut banii ăia? Instituțiile statului, dacă ar avea interes, dacă s-ar ocupa, dacă ar avea timp, dacă ar avea... Pot afla chestiile astea într-un sfert d'or. Înțeles că băncile sunt obligate să dea și bonul de la casa de marcat, ce a cumpărat alaltări de la supermarket. Deci ar putea să o facă. Pe mine mă interesează să aibă și societatea un mecanism de control. Și acesta e publicarea transparentă, putare, exact cum spui, a făcut adresa, de aia s-a și introdus declarația de interese și de avere. Da, venim acum în zona artiștilor, a interpreților. Deci ei nu prea vor în ceea ce îi privește. Vedem în Occident ce, doamne, Warner Bros. Anunță un contract cu un actor, cu, da. Danny DeVito va câștiga 15 milioane, 20 de milioane. Seinfeld a câștigat 200 de milioane pe sezon în 98, o sumă uriașă la vremea aceea. Deci, la noi, e secret cât câștigă Smiley, e secret cât câștigă Ina sau, da, sau cine ar mai fi. Bun, înțeleg că nu le convine celor care mai cântă la o nuntă, la o petrecere, la un... festival ăsta de al comunităților locale. Sau care se mai duc în străinătate și au concerte private în străinătate. Exact. Deci lucrul ăsta ar fi de mândrie, nu de ascuns cu GDPR-ul. Da. Și, domne, am făcut, am luat de la Sala Palatului. Vezi, în ultimii 20.000 de euro în casări. În ultimii 2 ani, da. În ultimii 2 ani în care evenimentele au fost interzise, a fost o migrare interesantă a oamenilor spre online. Și veniturile din online sau din drepturi de autor au fost mult mai importante pentru artiști. Pentru că un artist care cere
Delia, de exemplu, să zicem că ar cere 80.000 de euro pe un concert sau 50.000 de euro pe un concert. Pe ea o interesează mai puțin că îi dă Credidam 120.000 de euro pe an. Sigur că sunt bani, adică nu renunți la 120.000 de euro, dar când ai 30.000, 50.000 pe un concert și ai 3 concerte pe lună, 120.000 de euro reprezintă poate venitul pe o lună. Când nu mai ai concerte deloc, pentru că nu te mai lasă să ai concerte, ăia 120.000 de euro devin mult mai importanți. Și atunci, în ultimii 2 ani, artiștii au fost mult mai atenți la ce bani au câștigat din drepturile de autor, de la organismele de gestiune colectivă și din YouTube. Vor fi din 300 votanți la următoarele alegeri? Eu sper să fie mai mulți, pentru că sunt foarte mulți nemulțumiți. De exemplu, la Credidam, cei mai mulți dintre artiștii, interpreți, sunt nemulțumiți. De exemplu, vorbeam cu doamna Magda Catone, care îmi spusese că dom'le, filmele dumneai și le monitorizează, se uită, se vede că sunt date pe un canal de filme românești, pe un canal de nu știu ce, pe aici, colo. A câștigat într-un an de zile 80 de lei de la Credidam. 80 de lei. Mai mare, o sumă mai mare, dar da. Nu, dar sunt actori mari. Sunt actori mari care joacă în filme pe posturi mari de televiziune, Antena 1 sau Pro TV, și care câștigă 50 de lei, 70 de lei. Nu din cauza Antena 1, să spunem. Nu, nu. Antena 1 plătind banii conform metodologiei, adică plătește întreg. Nu există, pentru că aici organismul de gestiune colectivă aici este foarte bun în a recupera. Adică dacă eu sunt utilizator și nu ți-am plătit, m-am dus în organismul de gestiune colectivă, se duce în instanță, recuperează banii și cu dobândă și cu penalități. Și astea sunt foarte mari, așa că ei pe colectare fac o treabă excepțională. La repartiție mai au anumite probleme, înțelegi, acolo. De exemplu, Adrian Titieni, care joacă în atâtea filme de ani de zile, la Antena 1, filme, la Antenă, sunt în prime trei time. Filme, auzi, sunt trei, pe filmele românești sunt trei nume, pe generic, aproape la toate. Da? E Titieni, un actor îmi scapă acum și Coda Color. Da. Apar în toate. Deci, Adrian Titieni, care joacă în foarte multe filme pe Antena 1, în prime time, care e plătit la un preț diferit, adică Antena 1 plătește pentru prime time mai mulți bani decât plătește pentru 4 dimineața sau 3 dimineața. Adrian Titieni a câștigat, nu știu, sub 200 de lei. Într-un an de zile, de la Credidam. Sigur că e în proces cu ei, pentru că e inacceptabil să te duci. Și când se duce, domnule, atâta a venit. Și metodologia este un pic, poate și metodologia este... Aici este miracolul problema tehnologiei, pentru că Credidam, de exemplu, se ascunde în spatele unui soft. Domnule, avem un soft care calculează. Și zice, artistul e de vină că nu și-a completat playlistele, artistul e de vină că nu, întotdeauna când el a colectat... Asta la muzică vorbim. Nu, la artiștii de la cinema, film. Artiștii interpreți. Credidam este asociația artiștilor interpreți. Tot ce înseamnă muzică, tot ce înseamnă interpret, teatru, muzică, operă, operetă, tot ce vrei tu că înseamnă interpret, aparține de Credidam. Deci să câștigi 150-200 de lei, sub 200 de lei pe an, după ce ai jucat în toate filmele, astea pe antenă, și ai fost difuzat, dumneavoastră, Adrian Titieni, îl știm, nu este, cum ai zis, pe toate genericele. Mi se pare lipsă de respect. La fel, Magda Catone, 80 de lei sau ceva de genul acesta, mi se pare iarăși lipsă de respect. În timp ce alți actori cu potențial de scandal de imagine câștigă bani mult mai mulți dacă te duci... vorbeam cu mai mulți actori care ziceau așa, dom'le, eu am fost nemulțumit, interpreți, am fost nemulțumit de bani și m-am dus la Credidam cu tupeu. Cu tupeu și cu curaj. Sunt banii mei, să-mi dai banii. S-a modificat softul. Da, bravo. Într-o săptămână, două, am mai primit niște bani în cont și s-au rezolvat problemele. Dar nu așa trebuie să funcționeze lucrurile. De asta eu cred că un sistem centralizat cumva, în care lucrurile se întâmple cu transparență. Da, e posibil, pentru că softul respectiv nu știe... Florin Chilian îmi spunea că are un contract cu, nu știu ce, roboți de ăștia de urmărit din America și preferă să le dea lor o cotă. Aici o altă parte. Problemă. Hai ca să intrăm și în asta. Fii atent. E foarte interesant ce spui. Și aia urmăresc. Cine da, l-a dat, există softuri
care îți monitorizează în timp real toate stațiile radio și toate posturile de televiziune pentru toate melodiile pe care le dau. Dom'le, ți le monitorizează în timp real. Și la sfârșit tu nu mai ai nevoie de playlist de nicăieri, că eu știu de la softul meu exact care sunt artiștii care au cântat. Îți dă desfășurătorul, ca la telefon. Îți dă desfășurătorul exact ca la telefon cu tot. Sunt două OGC-uri în România care gestionează același tip de artiști. Unul folosește softul, altul nu folosește softul. Cel care folosește softul nu prescrie niciun leu, domne, 0 lei. Cel care folosește softul identifică la maximum și repartizează toți banii. Cel care nu folosește softul, în speță UCMR ADA, prescrie în jur de 10 milioane de euro pe an. Adică, UCMR ADA vine și spune, domnule, eu n-am găsit artiști de 10 milioane de euro. Eu am 10 milioane de euro pe care ar trebui să-i dau artiștilor, dar nu i-am dat, că nu i-am găsit. Păi stai un pic, UPFR-ul cum i-a găsit? Domnule, UPFR-ul face ceva. Ce face UPFR-ul? Folosește un soft. Păi și tu de ce nu folosești softul? Și de ce nu se mută artiștii de la ala care nu plătește? Pentru că sunt drepturi diferite. Ei folosesc metode de identificare asemănătoare, dar drepturile sunt diferite. Artiștii care sunt la UCMR sunt și la UPFR, dar primesc pe drepturi diferite. Dar UCMR-ul poate să folosească același soft. Mai mult de atât, UPFR-ul a venit la UCMR și i-a zis, hai să împărțim licența, că e o licență foarte scumpă și hai să o împărțim, folosim amândoi softul, te ajută și pe tine. Ce a zis UCMR-ul? Nu, mulțumesc, eu sunt ok să fac cu răboși, pe răboși, cu creionul chimic. Pe autodeclarație. Exact, că... și rămân 10 milioane de euro păi pe an. Și cine vede? Atenție, stai o clipă, de ăștia 10 milioane de euro pe an. Îmi trec acolo că am cântat de la BBC până la... Radio Africa de Sud sau am jucat la televiziune. Dacă n-are soft, cum mă verific? Este pe declarație pe proprie răspundere. Pe proprie răspundere. Iau 10 păi milioane pe proprie răspundere. Eu le-am făcut pe toate. Da. Am inventat... Și te duci în pușcărie pentru... Păi nu, dar cum dovedeți dacă n-au soft? Se face așa. Artistul completează o declarație și televiziunile dau și ele playlist-ul. Și atunci se face un matchmaking între ele. Înțelegi? Deci, și înțeleg că nu se face. Că păi nu se face cum trebuie, pentru cum că zici? Undeva, de exemplu, zicea Horia Moculescu că a avut el o melodie, Dai fi tu Salcie sau ceva de genul ăsta, nu mai știu. Și în playliste, melodia venea așa. La unii venea Dai fi, la unii venea Dai fi tu, la unii venea Salcie, la unii venea... Că oamenii nu stau să scrie Dai fi tu Salcie la mal. De exemplu, dai fi tu Salcie. A, televiziune. Da, și atunci playlistele nu coincid întotdeauna cu declarația de repertoriu. Înțelegi? Și OGC-urile folosesc asta să spună, domnule, uite, n-am identificat tot. Bine, n-ai identificat, am înțeles. Dar 10 milioane de euro, val. 10 milioane de euro în fiecare an. Știi ce se întâmplă cu banii ăștia după 3 ani? Nu. Ce vor organismele de gestiune colectivă? Adică ce vor ele? Deci nu e că, domne, ce vreau eu aia fac da, cu banii? Separat păi, de treaba așa? Asta, înțeleg că clasa politică, mă rog, liderii naționali care tocmai vreau să pună presa da. La monitorizat, nu doresc să-i intervin. Eu am încercat să fac niște propuneri legislative care n-au exact. Trecut. Sper că în toamnă, într-o sesiune ulterioară, să treacă anumite măsuri strict pe transparență. Adică nu-mi doresc să îngreunez în vreun fel procesul. Însă pentru artiști, pentru titularii de drepturi, eu îmi doresc să fie o transparență a organismelor de gestiune colectivă mult mai mare. Domnește, vă mulțumesc. Ne vedem. Mulțumesc mult și eu. La revedere.